Sub semnul Zilei Culturii Naționale, Biblioteca Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Suceava, Colegiul Național Mihai Eminescu, Colegiul Național Petru Urareș, Școala Generală numărul 3, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Centrul de Reușită Universitară Suceava, Alianța Franceză din Suceava, Asociația Italienilor din România, Erasmus Students Network Suceava, The European Law Students Association și grupul de inițiativă al românilor din Basarabia organizează tradiționala manifestare Zilele Eminescu la USV. La 173 de ani de la nașterea poetului, tema manifestării este Eminescu în lume. Evenimentul va avea loc sâmbătă 14 ianuarie, începând cu ora 9, în sala de lectură Mihail Iordache a Bibliotecii Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Corpul A. Biblioteca Universității va întâmpina cu expoziția Eminescu, carte bilingvă în Biblioteca USV. Cărțile poetului Mihai Eminescu în colecțiile Bibliotecii USV vor fi prezentate de bibliotecar de Spina Doina Rotaru. Va fi vizionat filmul documentar Eminescu, Veronica Creangă, în regia lui Octav Minar, 1914. Între orele 9:45 și 14 va avea loc manifestarea Eminescu în lume, om, geniu și poet divin, moderată de Ramona Țabrea. Programul include recital de poezie eminesciană în limbile mandarină, franceză, engleză, spaniolă, ucraineană și italiană, momente artistice susținute de elevi, studenți, invitații evenimentului și dezbaterea internațională Eminescu în lume. Ecoul poeziei lui Eminescu va răsuna din diferite colțuri ale lumii: Franța, Anglia, Italia, Senegal, China, Coasta de Fildeș, Peru, Columbia, Ucraina, Republica Moldova, prin intermediul invitaților noștri. Duminică 15 ianuarie, începând cu ora 10 la bustul poetului din Parcul Mihai Eminescu, elevi, studenți, profesori, bibliotecari și oameni de cultură vor depune gerbe de flori.